Aeroportul din Târgu Mureș a devenit internațional. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis în data de 4 mai ordinul privind certificarea acestuia ca aeroport internațional. Directorul a subliniat într-o conferință de presă că acest statut ridică gradul de eligibilitate al companiei în ce privește finanțările, pista de aterizare-decolare, o cale de rulare și o platformă de parcare aeronave, care sunt foarte degradate, trebuie reparate urgent, spune oficialul, care a adăugat că pista construită în anul 1968 nu a beneficiat de atunci de nicio reparație capitală. Consiliul de administrație al aeroportului a propus Consiliului Județean ca situația să fie rezolvată prin accesarea de fonduri europene, prin programul operațional sectorial transport. Este vorba de un proiect de 39 de milioane de euro, care va fi accesat la toamnă. În primele 4 luni ale anului, aici s-a înregistrat o creștere record de peste 70% privind volumul de trafic aerian, cu 924 mișcări aeronave și un număr de 83.780 de pasageri.